Dau citirea proiectului ordine de zi a ședinței extraordinare de astăzi, 10 noiembrie, proiect de hotărâre privind aprobarea unor criterii și a condițiilor și procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice în cadrul poliției locale a municipiului Onești. Domnul primar. Vă mulțumesc. Prin hotărârea Consiliului Local, numărul 100. Da, ce scuze, deci vreau să, pentru că este un singur punct, vreau să vă spun cine este pentru. Abține, împotrivă, deci în unanimitate, ordinea de zi a fost votată. Vă rog, frumos, domnul primar. Mulțumesc. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 104 din 31.07.2017 a fost înființată ca structură funcțională în cadrul aparatului de specialitate al primarului, biroul Poliția Locală, în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor. Având în vedere prevederile legale, respectiv articolul 9 aliniatul 2 din hotărârea Guvernului numărul 1332/2010 privind regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale, care prevede că criteriile, condițiile și procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice din cadrul poliției locale a municipiului Onești se aprobă de autoritatea deliberativă, propun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. Vă mulțumesc. Are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate. Privind administrația publică locală, ridicată cu modificările și completările ulterioare, reglementează... Un pic mai tare la microfon. Legea 215 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, reglementează cadrul de aprobare sau modificarea hotărârilor Consiliului Local cu privire la toate problemele de interes local. Având în vedere expunerea de motive întocmită de primarul municipiului Onești, prin care propune Consiliului Local al municipiului Onești aprobarea criteriilor, a condițiilor și a procedurii de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul biroului Poliție Locală, aparatul de specialitate al primarului municipiului Onești, precum și hotărârea de Consiliu 104, prin care a fost înființată ca structură funcțională în cadrul aparatului de specialitate biroul Poliția Locală, în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, precum și articole din legea 155/2010, respectiv articolul 30 litera B și articolul 31 aliniatul 1 litera H, în privința organizării și funcționării poliției locale, autoritatea deliberativă a administrației publice locale, respectiv Consiliul Local, are următoarele atribuții, stabilește în conformitate cu prevederile legii 215/2001 procedurile și criteriile pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcției de șef al poliției locale, iar primarul are, printre altele, atribuția de a supune spre aprobarea autorității procedurile și criteriile pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcției de șef al poliției locale. Asta în ceea ce privește ocuparea funcției publice de conducere, șef al biroului Poliția Locală. În conformitate cu articolul 9 din hotărârea Guvernului 1332/2010 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale, specifică următoarele, funcțiile publice vacante din cadrul Poliția Locală se ocupă potrivit prevederilor legii 188 privind statutul funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare și condițiile de organizare și de desfășurare a concursului sau examenului se stabilesc prin hotărârea Consiliului Local la propunerea primarului cu respectarea prevederilor legii în vigoare. Așadar, avem în vedere prevederile legii 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, prevederile hotărârii 611/2008 modificată și completată la zi privind aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, hotărârea Consiliului Local 146 din 25.10.2017 pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului 105 din 31.07.2017 privind aprobarea organigramei,
Luând în considerare temeiul de drept și analiza de necesitate, considerăm că proiectul de hotărâre supus spre dezbatere respectă prevederile legale și de procedură și propunem Consiliului Local al Municipiului Onești aprobarea acestuia în forma prezentată. Mulțumesc, Comisie de Specialitate. Comisia 1, Comisia 4, dacă s-au întâlnit. Da. Înțeleg că sunt două amendamente, doamna Patrului. Eu am făcut un amendament prin care am solicitat modificarea la litera A și la litera B a articolului 1.1 respectiv 2.1, în sensul de a se elimina din această formulare teza finală, respectiv cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Modificarea este determinată tocmai de modul în care arată această formulare în dispoziții legii 188/1999, respectiv statutul funcționarului public. Această formulare nu se regăsește în respectivul articol, motiv pentru care apreciez că nici în forma respectivului regulament nu ar trebui să existe. Aș mai avea pe lângă acest amendament și niște întrebări pe care apreciez că ar trebui să le pun astăzi. În primul rând, la punctul 1, la litera A. Dacă vreți, haideți să vedem întâi. Să vedem amendamentul și apoi la discuție, probabil. Domnul primar. Amendamentul este însușit. Mergem mai departe la discuții. Ce vreți să înscrie la discuții? Domnul Cristea, doamna Păluraie. Da. În primul rând, cred că e vorba de o... Domnul Cristian, E vorba de o eroare materială, cred că la litera A, articolul 1, punctul N, avem cunoștințe de operare pe calculator atestate prin un certificat recunoscut conform reglementărilor legale, urmând ca la litera M, de la litera B, să avem cunoștințe de operare pe calculator la nivel mediu. Adică solicităm la nivel mediu pentru cei care urmează să ocupe funcții publice de execuție și în partea asta la altă doar cunoștințe de operare pe calculator. Cred că tot la nivel mediu ar fi trebuit. Adică cerem mai mult pentru unul care are o funcție... S-a solicitat pentru șeful biroului, pentru că trebuie să aibă cunoștințe sănătoase de... Să fie la execuție. Care trebuie să aibă la amândoi, că amândoi au nevoie de atestare cu un certificat recunoscut. Numai că la... Deci la șeful biroului, la punctul A, articolul 1.1, litera N, nu s-a mai specificat cunoștințe medii, ci cunoștințe pe calculator. Sim. Mai sănătoase, mai... Nu știu. Atestate printr-un certificat. Bun, eliminăm mediul și atât și trebuie să avem cunoștință. Da, da. Suntem de acord? Da. Asta e problema. Și mai era o chestiune legată de faptul că la ambele litere, atât la A cât și la B, se cere pentru accesul la această funcție existența unor studii universitare de licență absolvite cu diplomă, adică cerem pentru toată lumea studii superioare, nu? Așa este aprobată organigrama, așa este avizul ANSP-ului. Am înțeles. Superioare. Deci toată lumea, toți cei șase funcționari vor avea studii superioare. Și vârsta mea de ce? Tot pe mine, problema asta vreau să discut și eu, că mi se părea un pic, adică pe termen lung și mediu, mi se pare că ne încurcă lucrul ăsta, că de ce în studii superioare. Așa e avizul. Am înțeles. Da, dacă nu mai sunt discuții... Agenția dorește funcționarii repetitive. Am înțeles. Dacă nu mai sunt discuții, supun votul cine este pentru. Abține. Împotrivă. Deci, unanimitate, proiectul a votat. Vă mulțumesc.
De la 1 ianuarie sperăm, deci dacă nu ne întâlneam astăzi, săream din termenul de organizare a concursului și la 1 ianuarie nu am fi putut să avem poliție locală. Și dumneavoastră și eu ne-am luat angajamentul ăsta, adică ne-am promus ca de la, propus ca de la 1 ianuarie să funcționeze. Sperăm că organizarea concursului va fi în asemenea manieră încât să putem încheia toate formele legale de angajare. Cu aceasta declar închisă ședința de astăzi. Domnule. Ședința ordinară va fi pe 23 noiembrie la ora 14.